Bună ziua, stimați telespectatori și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Capital Economic. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre piața imobiliară. Evoluția acesteia a fost oarecum contradictorie în ultima perioadă. Unii se așteaptă ca prețurile să crească, iar alții ca prețurile să scadă. Totuși, mișcarea nu a fost concludentă în nicio direcție până acum, iar despre trendul care va urma în următoarea perioadă ne va da detalii în cadrul emisiunii de astăzi, Domnul invitat Ionuț Miron, fondator al unei companii imobiliare. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ce se întâmplă acum pe piața imobiliară, în Iași și nu numai? Păi dacă vorbim că suntem într-o situație neplăcută cu pandemia, piața imobiliară la nivel național crește oarecum, nu foarte mult, dar este în creștere, pentru că oamenii, chiar dacă sunt cumva lipsiți de libertate, ca să zic așa, doresc în continuare să investească și să găsească soluții pentru a locui cât mai, cât mai bine. Bun, e clar că viața nu se oprește în loc acum, pe perioada pandemiei. Unii se mai gândesc și la viitor. Totuși, există oarecum un paradox. Mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă în ultimele șase luni. O parte dintre cei rămași în câmpul muncii au niște diminuări ale veniturilor pentru că economia totuși nu mai merge chiar atât de bine și atunci de unde apetitul acesta pentru a investi în imobiliare. Cred că un motiv este pentru că oamenii în general au avut totuși bani să să investească <gătă> și chiar dacă a venit această situație neplăcută, oamenii au găsit soluții oarecum, mulți dintre ei acum se caută foarte mult joburile remote de acasă mai în toate domeniile, inclusiv partea de imobiliare, care se poate inova pe remote sau, să zic, online, pentru că soluții se pot găsi cam în toate domeniile. Iar oamenii, chiar dacă au mai lipsuri, să zic, din punct de vedere financiar, continuă totuși să se gândească la a investi în domeniul imobiliar, pentru că este o investiție pe viitor, adică imposibil să, să pe termen lung. Bun. Vrem să investim, dar de unde, dacă nu avem cu ce? Repet, multă lume au bani cash în care să investească în imobiliare, alții folosesc creditele, mai ales acum cu implementarea creditului prima casă, în care și plafonul de îndatorare este mai mare pentru persoane fizice. Și mai ales sumele se pot duce până la 140.000 de euro pentru o casă-apartament. Ceea ce face ca oamenii să tindă să cumpere din ce în ce mai mult. Așa s-a întâmplat în toate crizele, oamenii tind să cumpere mai mult pe timp de criză. Care sunt condițiile actuale de la programul Prima Casă? Să fie eligibil ca și înainte, de aceleași condiții. Avantajul mare pentru cei care doresc să contracteze acest credit este plafonul de, de bani, care de la 70.000 se duce până la 140.000. În rest, condițiile nu diferă foarte mult ca cele dinainte, să nu mai fi avut un credit și așa mai departe. Bun. Cu ce ne ajută mărirea aceasta, dublarea, practic, a plafonului de credit? Până la urmă, asta înseamnă și o rată mult mai mare. Care iarăși ajungem la situația actuală? Ne-o putem permite sau nu? Sau, în primul rând, dau credite băncile în perioada actuală la fel de ușor ca și înainte? Băncile dau credite, poate nu așa la fel de ușor, pentru că este nesiguranța asta a locului de muncă, iar mulți nu se mai încadrează la creditele bancare, dar totodată sunt oameni care uh, iau aceste credite uh, chiar și suma asta mai mare este în beneficiu tuturor, ca să zic așa, inclusiv a celor care construiesc, dar și a celor care cumpără pentru că avem suprafețe mult mai generoase, mai ales în situația de față, oamenii tind să caute apartamente sau case mult mai mari pentru a avea poate și un birou în care să lucreze. Deci cumva sumele cum a evoluat cererea în ultima perioadă? Se caută mai mult apartamentele vechi, care sunt cumva în oraș, în zonele cu toate facilitățile, sau acestea noi construite acum, care sunt mai mult la periferie, pentru că acolo este loc pentru construcții. La nivel național, cât și în Iași, cât și în Brașov, oamenii tind să cumpere mai mult în zonele limitrofe a orașelor pentru că astfel pot beneficia de prețuri mult mai mici sau de suprafețe mult mai mari a apartamentelor sau a caselor. Deci tendința este de a cumpăra pe, pe blocuri noi, pe case noi, mai puțin pe cele, pe cele vechi din oraș, astfel evitând și aglomerațiile și neplăcerile din blocurile vechi, ca să zic așa. Teoretic. Teoretic. În practic, neplăceri pot fi și în blocurile noi. Este adevărat, dar asta este un o, o motiv în plus: ca oamenii care vor să cumpere să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără, sau de unde cumpără acele apartamente. La ce ar trebui să fie atenți? Trebuie în să momentul să în care inter... fac o achiziție imobiliară. În primul rând, trebuie să se intereseze foarte mult atât de istoria dezvoltatorului, de ce a mai construit, ce construiește, documentația construcțiilor și așa mai departe, pentru a putea lua o decizie cât mai corectă pentru ei, pentru fiecare în parte. Bun. Ce tipuri de clienți aveți dumneavoastră în agenție? În primul rând, cum v-ați extins în această perioadă de criză? Haideți să începem un pic cu începutul. Pentru că na, clienții sunt la fel de vechi dar noi ne dorim să, să ajutăm acei clienți care nu-și mai doresc să pierdă foarte mult timp. Am, am mers pe ideea de sinceritate, de încredere către client și nu neapărat către dezvoltatori. În sensul că noi ne dorim să ajutăm clienții să-și găsească ce își doresc, nu invers. Chiar dacă, până la urmă, toată lumea câștigă, noi chiar devenim din nou intermediari, dar nu vrem să devenim uh, agenția clasică în care noi să vindem și atât. Vrem să ajutăm oamenii să-și găsească exact ce își doresc, poate mai uh, ieftin, ca să zic, decât uh, și-ar fi imaginat ei. Bun, și cum vă propuneți să faceți acest lucru? Bineînțeles, cunoscând foarte bine piața imobiliară și locațiile acolo unde noi ne desfășurăm activitatea și să fim foarte atenți la ceea ce ne prezintă clientul nouă în ceea ce au nevoie, condițiile lor. Care este oferta și care este cererea la momentul actual pe piață? Aș vrea să detaliem puțin, pentru că dacă ne uităm pe internet sau prin ziare, găsim o mulțime de apartamente de vânzare. Despre partea de închiriere vom vorbi puțin mai târziu. Totodată, și în partea cealaltă, există cumpărători. Cum se pliază oferta pe cerere la momentul actual? Cererea la momentul actual clar este mai mică decât înainte, înainte pandemiei, dar în acest moment au rămas în piață acei clienți care își doresc cu adevărat să cumpere o proprietate. Iar pe partea de proprietăți, tendința este mai mult spre case sau apartamente mai spațioase, 3-4 camere. Dar bineînțeles sunt și apartamente de o cameră care încă se caută pentru investiții viitoare pentru că chiar dacă școala de exemplu nu se mai, nu se mai face oamenii încă mai caută de a închiria locuințe. Uh -huh. uh, pentru ce le închiriază? Acum mai nou închiriază pentru oameni care au joburi în orașele respective la prețuri mult mai mici dau exemplu în Brașov în ideea asta, sau la fel pentru studenți care și lucrează în orașele respective, care continuă să, să locuiască acolo și preferă acum mai mult să locuiască într-un apartament decât să locuiască în cămin. De ce? Cred că motive de siguranță și de intimitate, ca să zic așa. Am înțeles. Care mai sunt prețurile la chirii? Chiriile, din punctul meu de vedere, au rămas... La fel, de Pulbea. mari, de mari, pentru că au și apărut mult mai multe proprietăți la disponibile. Păi și nu ar trebui să scadă prețul uh, în aceste condiții? Teoretic ar trebui să scadă, dar practic, din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Uh, motivele ar fi că proprietarii doresc încă să primească acei bani. Pentru a-și putea recupera din investiție, chiar Bine, dacă prevederea dar... este că nu se închiriază așa repede. Da. Nu știu, exact cum spuneam și la început, mi se pare un paradox. Totuși, banii nu mai sunt la fel, cererea nu mai este la fel, dar prețurile nu scad, ceea ce este oarecum contrar legilor economice. Deci, oferta și de locuințe pentru vânzare este mare. Și pentru închiriere este mare, dar prețurile, cel puțin până la momentul actual de șase luni încoace, se mențin la același nivel. Exact. Trebuie să ne gândim pe, la faptul că cererea din piață a fost întotdeauna mai mare decât oferta. În momentul actual, cumva s-au egalizat. Cererea este cam ce poate oferi piața în momentul actual. Și mai ales pentru că oamenii tind să caute proprietăți gata, finalizate în momentul ăsta, nu mai cumpără așa multe în stadiu de proiect sau în construcție, ci doresc să fie finalizate pentru a se putea muta poate mai repede sau la fel din motive de siguranță financiară, ca să zic așa. Da. Bun. Dar cum rămâne totuși cu prețurile? Aici cred că ar fi ceva foarte interesant și pentru telespectatorii noștri care vor să cumpere. Prețurile, din punctul meu de vedere, vor rămâne la nivelul actual, cel puțin o perioadă, mai ales din punct de vedere a faptului că cel puțin în luna septembrie s-au emis foarte multe autorizații de construcții la nivel național, peste 25 de ceea ce înseamnă că încă se construiește și se va construi și de acum încolo, pentru că, repet, viața merge înainte, indiferent de situație, Oamenii tind să caute soluții peste tot pentru a putea continua să-și facă plăcerile, ca să zic așa. Deci, vânzătorii n-ar trebui să se grăbească să scadă prețurile. Asta înțeleg? Din punctul meu de vedere, da și nu. Eu, gândind ca business, probabil le-aș mai scădea pentru a le putea da spre închiriere sau spre vânzare mult mai repede. Acum fiecare gândește din punctul lui de vedere și, clar, prețurile tind să rămână, să rămână la acest nivel, care este un nivel corect, din punctul meu de vedere. Nu este totuși cam mare, mai ales pentru locuințele noi? Depinde ce fel de locuințe sau unde, mai bine zis, unde sunt acele locuințe. Dacă vorbim de orașele mari, în oraș, în centru, poate par, par un pic mai mari decât puterea de a cumpăra. Nu, dar chiar sunt. Adică acum locuințele noi au ajuns cam la 2000 de euro/metru pătrat. Ceea da, ce este Prețurile tind să fie între 700 de euro și 2800 de euro pe, pe metru pătrat, dar în același timp sunt clienți pentru aceste prețuri. Adică chiar dacă clasa de clienți pentru prețurile foarte mari este mult mai mică, piață în în piața imobiliară, oamenii în piața imobiliară sunt pentru toate prețurile. Uh, trebuie să știm că prețul mediu de a cumpăra e undeva la 1200-1300 de euro metru pătrat. Ceea ce este un preț rezonabil. Depinde la ce ne raportăm. Nu? Ne raportăm la ce se construiește, la calitatea lor, la locațiile în care se construiesc, la prețurile pe terenurile cumpărate și așa mai departe. Știți cumva care este prețul unui metru pătrat la constructor? De, de a obicei, construi? da, de a construi. De obicei, în anii trecuți auzeam așa o sumă în jurul a 500 de euro pe metru pătrat. Ceea ce înseamnă că dezvoltatorul sau, mă rog, vânzătorul are adaos de cel puțin 100% la un apartament. Prețul pe metru pătrat diferă foarte mult de construcția în sine câte nivele, ce fel de bloc, dacă are fundație, dacă are parcă subterane, prețul diferă oricum ar fi, dar este între 350 și 600-700 de euro pe metru pătrat, iar acest preț este per construcție, nu neapărat să fie finalizat la gata, la cheie. De clar că vor mai fi niște costuri suplimentare după aceste, după aceste costuri. Bun. Um... Revenind la partea aceasta de creditare, că poate nu toți au banii cash, care este termenul mediu pe care se împrumută acum românii? Înainte erau pe 25-30 de ani, acum a mai crescut, a mai scăzut? Nu, no, termenul de îndatorare este că tot același, între 25-30 de ani. Oamenii tind să ia pe perioadă mai lungă ca să aibă rata mai mică și posibilitatea de a o plăti mult mai lejer, fără, fără, alte, fără alte probleme sau alte situații neplăcute în joburile lor, poate. Am înțeles. Haideți să revenim la piața ieșană. Poate pe telespectatorii lor, noștri îi interesează mai mult ceea ce se întâmplă aici. Cum a evoluat trendul acesta în Iași în ultimul an? Al construcțiilor vechi, al apartamentelor vechi și a celor noi. Anul acesta, chiar dacă au trecut de acum 8 luni de zile de pandemie, piața imobiliară a fost stopată, ca să zic, doar două luni în stare de urgență, iar apoi a avut o creștere din nou foarte mare în luna iulie. Au cumpărat foarte mult oameni în momentul în care au ieșit din casă. Motivul ar fi că deja luase decizia de a cumpăra și probabil au mers pe ideea că și asta va trece mult mai repede și, și au continuat planurile așa cum erau înainte. Probabil și de aceea piața imobiliară este în creștere și pe Iași, și inclusiv ca prețuri. Prețurile au mai crescut cu undeva la 10-20 de euro pe metru pătrat, pe locuințele noi, mă refer la prețul mediu. Da. Și la fel, oamenii tind să cumpere spre, spre zonele limitrofe, spre zonele noi construite, Poate pentru că sunt niște ansambluri interesante, poate că sunt mai departe de oraș. Motivele diferă de la persoană la persoană. Care sunt cele mai solicitate zone la momentul actual? Cele mai căutate zone cred că sunt Copou, Păcurari Valea Lupului, Bucium. Totuși, din Bucium era la un moment dat discuția cu aglomerația care se formează pe pod. Zona limitrofă, foarte bine, dar în momentul în care trebuie să vii în oraș și să pleci după Amiaza, pierzi foarte mult timp, practic, în trafic. Decât dacă ai sta în oraș, undeva într-un cartier, în Alexandru sau în Tătăraș. Sau în... Este adevărat, dar trebuie să fim realiști că problema aceasta o avem peste tot, nu doar în Bucium. Toată lumea vorbește de Bucium că se știe că se stă foarte mult la pasarea la Bucium, dar adevărul este că peste tot este aglomerație la toate intrările în oraș, mai ales în anumit interval de ore, dimineața și după amiaza, când oamenii se duc spre case. Dar, în același timp, oamenii continuă să cumpere în zona Bucium, fiind considerat o zonă mai, mai veche. Și este o zonă mai verde? Este și nu este. De acum, odată cu construcțiile, din păcate, se defrișează foarte mult și apar din ce în ce mai multă dezvoltare urbană. Poate ar trebui să se organizeze mai bine construcțiile și complexele imobiliare în a avea mai mult spațiu verde decât au în acest moment. Bun. Care este prețul caselor din Iași? Deci, noi vorbim despre case. Când ne gândim la case, ne gândim la a merge la țară sau undeva în afara orașului, nu neapărat foarte departe. Totuși, există case și în iași, în oraș. Se vând acestea sau nu prea? Cine o are, o ține. Se vând și aceste case din oraș, dar bineînțeles, prețurile fiind mult mai mari decât o casă normală, va sta mult mai mult pe piață dar într-un final se vor vinde pentru că na, fiecare proprietate va avea la un moment dat un proprietar. Este imposibil. Dar la nivel de case, prețurile, da, încep de la undeva la 75.000 de euro în zonele limitrofe până la 300 400 de mii, poate și mai mult. În oraș. În oraș. Da. Asta presupunând că mai au și teren prin jur. Unele au, unele au suprafețe mult mai mici de teren. Se consideră o casă Da. un pic mai diferită. Am înțeles. Haideți să mergem un pic și în direcția spațiilor comerciale. Care este cererea pentru spații? Am văzut că foarte multe spații sunt de închiriat sau eliberat odată cu prăbușirea anumitor afaceri. Mulți chiriași au plecat. Deci, acum ar trebui să fie o ofertă de spații, și ca preț, și ca zonă, și ca uh, suprafață, mult mai mare decât era la începutul anului, de exemplu. Da, piața spațiilor comerciale s-a prăbușit, ca să zic așa, pentru că multe firme și-au trimis angajații să lucreze de casă. Astfel, spațiile rămânând goale, clar au ieșit la închiriat sau vor ieși spre a fi închiriate. Uh, Marii dezvoltatori care au multe clădiri pe spațiile comerciale, mulți dintre ei au regândit uh, spațiile în spații rezidențiale. Asta pot să dau exemplu din București, Brașov, s-au regândit spațiile comerciale în spații rezidențiale pentru că Tendința este de a nu se mai închiria așa repede spațiile comerciale decât spațiile relativ mai mici pentru magazine, magazine de haine, alimente și așa mai departe. Ce înseamnă această regândire în spații rezidențiale? Mulți au regândit și au regândit clădirile, în au transforma în apartamente, penthouse-uri și așa mai departe, pentru o, 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 plajă de clienți diferită. Pentru că, trebuie să fim serioși, vor ieși apartamente rezidențiale diferite, pentru că au fațate de sticlă, ies într-adevăr anumite penthouse-uri, în adevăratul sens al cuvântului. În multe dintre acestea. Bun, dar totuși, un, o construcție care a fost gândită ca spațiu comercial este oarecum dificil să fie transformată în apartamente. În primul rând, care are o înălțime mult mai mare decât un apartament obișnuit, pentru că era necesar la spațiu. Acum, poate fi un avantaj, poate fi un dezavantaj lucrul acesta. Dezavantajul ar fi pentru cei care le, le fac dezvoltatorii care le au spre, spre, a le modifica, pentru că i adevărat, vor fi niște costuri suplimentare de a le reorganiza și regândi ca, ca formă de utilizare. Dar pentru beneficiari, pentru clienți, va fi un beneficiu din punctul meu de vedere. Da. În ce perioadă considerați dumneavoastră că se vor elibera și mai multe spații? Acum imediat după Sărbători, după al doilea dacă val, dacă situația se va continua, așteaptă... probabil începutul anului viitor vor mai apărea multe spații, spații. La, la închiria din nou. Așa. Care este prețul acum la aceste spații? La fel, diferă foarte mult zonele unde, unde sunt, dar prețul e undeva între 10 euro pe metru pătrat până la mult. 500-600 de euro pe M metru pătrat. Metru pătrat? Da. Unde se închiriază cu 500 în de București. euro pe metru pătrat? În București. În București? Unde? În mall sau? Da, în zonele centrale. Păi dacă ai 5 metri pătrați plătești 2500 de euro? Exact. Și ce activități de curiozitate s-ar putea desfășura uh, pe o suprafață de genul acesta astfel încât să-și scoată banii totuși? Pe companiile mari, companiile cu, cu care sunt la nivel internațional, pe comerț, pe, pe vânzări în general, își pot permite aceste, aceste prețuri. Este foarte interesant. Sunt în domeniul tehnologiei. Este foarte interesant acest lucru pentru că mi se pare totuși foarte, foarte mult. Practic, aceste prețuri concurează cu Prețurile plătite în Londra, în New York, în alte uh, orașe păcate, care nu se compară nici pe departe cu ceea ce se produce la noi. Din păcate se știe că în România sunt și prețuri mai mari decât țările din Europa la unele, la unele lucruri, așa că nu e nimic uh, surprinzător la capitolul ăsta. Adică orică ți închiriezi un birou în uh, că ți închiriezi unul la Londra, e cam același exact, lucru. Exact. Dar deschiderea nu e aceeași. Exact, și asta e adevărat. Bun, care ar fi soluțiile în aceste cazuri? Până la urmă, toată lumea vrea să supraviețuiască, vrea să facă bani, de ce nu? Dar uh, uneori lucrurile se blochează, dacă exagerăm pe partea aceasta cu chiriile și cu costurile fixe, că de fapt asta... Reprezintă niște costuri fixe? Soluția, cumva, vine tot din partea clienților, pentru că ei sunt și beneficiari acestor uh, proprietăți. Uh, oamenii trebuie să, să caute soluții în joburile online, în joburile remote, pentru că tendința din toate piețele este spre online uh, și se vede în momentul în care cineva își pierde jobul. Uh, repercusiunile sunt mult mai, uh, mult mai mari pe termen lung pentru că acele persoane pot avea credite, pot avea rate, pot avea și au cheltuieli lunare iar uh, joburile online uh, te ajută cel puțin să te susții o perioadă de timp mult mai ușor decât ai rămâne pur și simplu acasă și să cauți pe internet diferite joburi să te angajezi pe zi pe alta. Iar din partea constructorilor și partea dezvoltatorilor să mențină cel puțin prețurile actuale la construcțiile care se continuă acum, care se finalizează în următoarea perioadă. În sensul de a nu le crește sau. Exact. În cel puțin a nu le crește. Păi care ar fi raționamentul creșterii? În condițiile. Din în nou, care... cererea influențează foarte mult cererea proprietăților respective. Bun, să înțelegem că practic, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, se va produce o translație a cererii către uh, spațiile acestea de locuit și va pleca cererea de la spațiile comerciale. Tendința este sau deja. De birou, de birou, tendința este comercial. deja în, în spre, spre acest lucru, pentru că. Oamenii, repet, lucrând de acasă, nu mai pot lucra la fel în două camere, de exemplu, mai ales dacă au familii, copii, pentru că nu se pot concentra și tind să caute proprietăți cu mai multe camere pentru a-și putea aranja un birou în care să lucreze în liniștit. Deci tendința este de a cumpăra sau de a revinde și de a recumpăra alte proprietăți mult mai spațioase. Acum, Depinde de fiecare ce, ce job are și ce cum gândește pe termen lung, ca să mai exprim așa. Până la urmă nu prea putem anticipa ce să va întâmpla pe termen lung. Totuși, la un moment dat, această pandemie va trece și vom reveni cumva la viața noastră dinainte. Nu o să putem sta închiși nu știu cât timp. Își vor reveni și turismul, și exact. serviciile, vor începe și avioanele să zboare și... Navele de croazieră să meargă din nou, deci toate vor reveni. Vă așteptați la o inversare a cererii la momentul respectiv sau totuși nu? Sincer, nu. Consider că nou mod de viață va fi acesta care este acum, adică vom tinde să continuăm tot așa în mediul online, în joburile online. În a ne cumpăra locuințe mai mari de unde putem și să lucrăm, de, de acasă sau poate să învățăm de acasă cu copiii noștri, adică tendința va rămâne cea actuală. Oamenii au realizat că trebuie să, facă, trebuie să facă schimbări la ei ca să poată avea succes. Da, dar totuși partea de socializare nu va putea fi înlocuită. Clar, nu va putea fi înlocuită, dar se va. Se va continua doar pe partea de socializare, dar nu neapărat pe socializare la nivel de joburi, la nivel de, de locul de muncă. Oamenii vor continua să caute soluții să lucreze de acasă din ce în ce mai mult. Toate statisticele spun acest lucru. Rămâne de văzut în cazul acesta ce și cum se va întâmpla. Revenind la piața imobiliară a Iașului. Ce zone sunt cele mai solicitate acum? Cele mai solicitate, nu cred că am un răspuns corect, ca să zic așa, pentru că sunt clienți cam, care caută cam în toate zonele, inclusiv centrale. Nu pot să zic că o zonă este căutată mai mult decât cealaltă. Cred că oamenii, repet, continuă să caute proprietăți mult mai spațioase iar asta nu-i neapărat o influențează ca zonă. Oamenii caută complexe mai mari cu, cu apartamente, cu suprafețe mai generoase, cele mai multe să fie decomandate. Ca zone nu pot să dau neapărat o, o zonă anume. Cam toate zonele sunt în, sunt în căutare. Am înțeles. Dacă se caută locuințe din acestea construite acum, noi, acolo poți ajunge doar cu mașina. E clar, dacă nu ai mașină, chiar discutam cu uh, unul dintre colegi, la un moment dat uh, spuneam că dacă te duci într-o anumită zonă și uiți să iei o pâine, pe urmă trebuie să te întorci în oraș, ceea ce nu este un lucru chiar uh, la îndemâna oricui și nici plăcut. Uh, Îți trebuie mașină, asta e clar. Asta înseamnă că reprezintă o altă cheltuială. Din această statistică reiese că românii au un standard de viață mai bun față de trecut? Sau cum, tot, cum de totuși își permit aceste lucruri concomitent? Și un apartament mai mare? Undeva, o rată mai mare și o mașină și poate alte cheltuieli? Cu siguranță, standardul de viață este mai bun decât înainte. Majoritatea clienților care caută apartamente mai spațioase dețin cel puțin o mașină, deci nu ar fi o problemă transportul. Chiar dacă în toate zonele dezvoltate, în care se dezvoltă, au apărut din ce în ce mai mult complexe complexe cu tot cu spații comerciale cu magazine și inclusiv apartamente. Pentru că e adevărat oamenii au nevoie și de magazine și diferite facilități în zona respectivă. De aceea dezvoltatorii caută soluții și pe, pe acest aspect. Uh, da asta este adevărat doar că mie mi se pare că se produce așa o, un fel de enclavizare deci cei din complex se învârt numai în complex, au acolo eventual niște facilități, eu știu chiar și o sală de sport sau o spălătorie eventual și atât, nu mai ies din complex pentru că n-ar avea nevoie de altceva. Da, și se caută din ce în ce mai mult aceste tipuri de complexe în care se formează o mică comunitate cu toate facilitățile necesare acolo oamenii tind să cumpere mai repede în aceste complexe de și ce? se vor construi din ce în ce mai mult din motive de siguranță, din motive de e mult mai simplu să cobori în complex la tine să te duci, nu știu, la magazin sau să te duci la sala de forță, sau poate chiar și la un restaurant, la o terasă e mult mai simplu decât să te duci să stai în trafic, poate, nu știu, o oră dus, o oră întors să bei o cafea E mai simplu să te duci acolo să stai poate cu prieteni sau viitori prieteni și așa mai departe. Oamenii tind să fie mult mai... Nu, cu, nu este cumva ca și cum ai sta la sat, dar, doar, dar stai pe verticală în oraș? Se adică poate spune și așa, că... ne cam întoarcem la origini, ca să zic așa. Doar că la un alt nivel de a, de a trăi. Dar ne întoarcem cumva la origini. Să facem lucrurile cât mai simplu. Să nu le mai complicăm și să punem preț pe diferite chestii care nu neapărat ne ajută sau ne încurcă. Bun. Haideți să discutăm puțin despre prețul chiriilor și despre modul în care mai există sau nu cerere pentru apartamentele în regim hotelier. Știm că și în Iași, și în alte orașe mari din țară acest segment luase la un moment dat o amploare destul de mare închirierea apartamentelor în regim hotelier. Ce se întâmplă acum? Pe partea de închiriere, regim hotelier diferă foarte mult de orașul de care vorbim. Pe Iași, probabil, au mai scăzut un pic cererile, pentru că nu s-a mai putut circula așa, așa mult. Iar mulți dintre acești proprietari și-au schimbat din, din sistem hotelier în închirieri clasice pe termen lung. Dar dacă vorbim de orașe poate cu turism sau cu interes uh, pentru mai mulți uh, mai mulți oameni, uh, aceste închirieri pe sistemul hotelier au continuat și continuă să să meargă. Unde? Aici vorbesc din punct de vedere a orașului Brașov, că merge și în acest moment, chiar dacă turismul, să zic, nu se mai face așa mult, oamenii tind să călătorească cel puțin pe termen scurt, o zi, două să meargă poate la aer curat, și, și cam atât. Și preferă să plătească uh, în sistem hotelier. Asta era următoarea întrebare. Turismul intern, că de cel internațional nu prea se mai pune problema, încă mai merge sau a mers vara aceasta? Din punctul meu de vedere, turismul intern a mers. Poate nu la fel cum își doreau mulți, dar. Uh, a mers pentru că oamenii au, uh, au căutat soluții să meargă cel puțin aici, în zonal, fiecare, nu știu, în zona Moldovei, să meargă două, trei zile să relaxeze și apoi să vină din nou să, și continue cumva uh, grijile din, din oraș. Uh, și da, turismul a destul de ok, ca să nu zic, uh, să nu zic altfel. Pentru perioada sărbătorilor, ce se preconizează? Există deja rezervări, solicitări sau încă mai așteaptă lumea să vadă ce se întâmplă? Câteva locații care le știu personal, știu că s-au anulat rezervările pentru Crăciun și pentru Revelion. De ce? Din motivul noilor reguli, ca să zic așa, și nesiguranței sărbătorilor, și poate și un pic din frică de a nu se întâmpla ceva, ceva cu ei. Deci, De, probabil, anul acesta ne vom face sărbătorile acasă, în familie. <laughs> probabil, dar nu e sigur. Până la urmă, cine vrea să plece, va pleca oricum. Asta exact. dacă nu se închid în mod oficial hotelurile. Exact, dacă nu se vor închide oficial și total, probabil oamenii vor mai călători, vor mai pleca în diferite locații, pentru că este și normal. Nu putem să stăm doar în casă și atât. Da, deci să înțelegem că sectorul acesta, activitatea de închiriere în regim hotelier nu mai este ce era cel puțin până la începutul anului. Nu mai este acum. Eu consider și acest domeniu că va, va reveni pentru că oamenii în momentul când se va da drumul, oamenii vor începe din nou să călătorească din ce în ce mai mult. Turismul va crește cu siguranță peste tot, inclusiv intern, cât și internațional. Oamenii își doresc să plece într-o vacanță mai nu mult își decât doresc, niciodată. Dar am văzut și oameni care, cărora le s-a adâncit această frică. Dacă de mâine s-ar ridica toate restricțiile, ei tot n-ar pleca. Aici este o adică e o chestiune psihologică deja, e, ești înfricoșat deja, vezi peste tot numai pericole. Părerea mea este că va trece o perioadă destul de lungă până să-și revină uh, toți. Eu am o vorbă pentru a-și reveni, ar trebui să închidă televizorul și să-și trăiască viața. Probabil clar, ne, dar, va, ne influențează foarte mult televizorul, știrile și așa mai departe, deci clar tendința e de a ne fi frică să mai plecăm. Dar nu este așa, nu se, poate, nu se întâmplă nimic față de, sau diferit față de ce se întâmplă în mod normal. Unde se poate călători la momentul actual? Sau dacă ați avut cereri de închiriere în regim hotelier, hotelier de la persoane venite din străinătate, de unde au venit acestea? Din străinătate nu am date în acest sens, dar oamenii, de exemplu, în zonele de munte, zonele, zona Brașovului, zona Păianii Brașov, oamenii încă călătoresc, vin din toate orașele României, în mare parte, mai ales pe partea de weekend. Oamenii tind să călătorească în continuare în weekend, să fugă din oraș, să meargă la munte, la curat și așa mai departe. Înspre Brașov. Exact. La nivel de străinătate, clar nu, nu, se mai călătorește așa mult, pentru că multe orașe, multe țări sunt închise și nu permit acest lucru. Trebuie să-ți faci test înainte și după, trebuie să stai două săptămâni în carantină, iar oamenii nu vor să Deja nu mai rentează. Exact, exact. Dacă tot aveți relații atât de strânse cu Brașovul, care sunt prețurile acum la închiriere în Brașov? Și ce prețuri se vehiculează pentru sărbători? Înainte nu puteai să te apropii de Brașov, mai bine te duceai undeva prin Maldive de Revelion. Prețurile erau extraordinar de mari în Brașov. Acum au mai scăzut. Pe partea sau... de închirieri da. pentru vacanțe? Da. Pe partea de Brașov, chirierile au rămas cam la fel, pe partea de, de prețuri. Doar că nu mai, nu mai sunt așa multe locații În care să permită cazarea Multe dintre ele sunt închise Probabil din motive financiare Nu au mai putut să le, țină, să le țină deschise Dar cele cu renume au rămas deschise Și au cumva aceleași prețuri Doar că mai oferă anumite promoții Clasice, stai două, trei nopți A da. patra noapte este gratuită și așa mai departe Am Deci astfel prețul va deveni un pic mai mic Poate cel, cel real. Da, exact. Cine știe, poate se hotărăsc și telespectatorii noștri să călătorească în viitorul apropiat înspre Brașov, dacă prețurile sunt mai omenești, bineînțeles. Prețurile sunt rezonabile, nu sunt nici mari, nu sunt nici mici, sunt rezonabile. Adică, pentru un weekend, de exemplu, sau 3-4 zile, nu necesită uh, un efort foarte mare de a sta în Brașov. Nu, spun asta în ideea că în trecut Brașovul era cea mai scumpă stațiune din exact. România. Și atunci... Va rămâne cea mai scumpă stațiune. Va rămâne, pentru că este cerere foarte mare pe Brașov. Care sunt tipurile de domenii care au cunoscut o dezvoltare pe perioada pandemiei? Cu siguranță și pe partea de spații comerciale, poate ați avut solicitări din anumite zone, dar și pe partea aceasta de locuințe, de schimburi, de achiziții, de tot felul de tranzacții. Cele mai multe creștere au fost pe domeniul Horeca, dar pe, pe partea de companii care duc mâncarea oamenilor acasă, au apărut din ce în ce mai multe companii de acest fel, pentru că oamenii au continuat să stea acasă, dar să comande mâncare decât Normal, să o gătească. trebuie să mănânci în fiecare zi. Exact, și decât să gătească mai bine comandă mâncare gata făcută. Așa. Pe alte domenii, poate magazine la fel, pe partea de alimente cel mai mult. Farmacii, și farmacii cred. Exact, farmacii domeniul acesta. Deși nu prea am văzut farmacii care să apară acum în ultimele șase luni cred că au avut succes cele care erau deja. Mă gândesc acum la spațiile comerciale închiriate. Este o farmacie pe care am trecut astăzi în ea și care nu mă era, cred că, înainte și a rămas surprins. Probabil a apărut în perioada asta nouă, că nu mi-am amintit să o fi văzut acolo. E un nume nou, o farmacie nouă. Da. Deci probabil au mai apărut, clar că cele, cele care erau au avut creșteri, din păcate sau din fericire, nu știu cum să deci zic, nu sunt de acord cu medicamentele, dar. Uh, da. E business. E business, exact. Uh, mai sunt și alte exemple de businessuri care s-au extins, de exemplu, aveau un spațiu, uh, au mai dorit unul, aveau o locație și au mai deschis una dintre clienții dumneavoastră. În acest moment nu nu pot să zic că s-au extins. Au mai apărut diferite locații pe partea de tehnologie mai mult, uh -huh. pe servere, pe domenii pentru a putea ține site-urile online doar în, această, în acest fel. Alte, alte informații în acest moment nu, nu vă pot oferi. Da. Cum credeți că va evolua piața imobiliară în următoarele șase luni? Pe partea de achiziții, în primul rând, iar ulterior pe partea de închirieri. Pe partea de achiziții, deocamdată, este într-o oarecare creștere, dar probabil va rămâne în creșterea aceasta de 1% a pieței. Dar oamenii vor continua vor continua cu siguranță să, să achiziționeze proprietăți, iar pe partea de închiriat, la fel. Totul este influențat de și de școală, ca să zic așa. Închirierile vor, poate vor scădea dacă perioada va începe să crească și apartamentele rămân goale pe perioada aceasta. Probabil proprietarii vor ajunge la concluzia că ar trebui să scadă prețul ca să aibă șansa de a găsi, de a găsi un client bun momentan majoritatea facultăților acum fac cursuri online. Exact. Totuși acești studenți și au luat locuri și în cămin, cel puțin pe semestrul întâi. Dacă din semestrul 2 se revine la prezența fizică, vă așteptați la un reviriment al chiriilor sau cine a dorit și a închiriat deja cei care și-au dorit au închiriat deja apartamente, cel puțin apartamente cu o cameră, iar cei care vor veni, probabil vor tinde să-și caute și inițial chirii, să stea tot în apartamente, sau în varianta în care căminile oferă posibilitatea de a sta mai puțin în camerele de cămin, probabil va fi și aia o alegere. Acum, cum se mai stă în camerele de cămin? Știu că sunt unele cămine în care stau doi în cameră, în altele în care stau câte patru. Din ce informații am eu acum, stau fiecare, fiecare în camera lui. Fiecare are camera lui. Cum în... stau câte unul în camera. Exact. exact. În unele din cămine stau unul singur. Bine, erau și cămine în care stăteau doi normal și acum stă fiecare în, într-o cameră. Sau câte doi, maxim. Uh -huh. Dacă sunt la aceeași, la aceeași facultate. Am înțeles. Ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, ce le-ați recomandat telespectatorilor care doresc să cumpere sau să vândă apartamente? E separat recomandarea pentru vânzători și pentru cumpărători. Pentru cei care își doresc să cumpere, le recomand să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără, să ceară informații, să fie informați și să aibă încredere într-o persoană la alegerea lor să le dea aceste informații și în primul rând să fie sincer și la ce anume caută ca să-și ca să câștige timpul, iar pentru cei care vând la fel le cer ca să zic așa să, să lucreze cu oameni profesioniști și să ofere cumva datele reale despre acele apartamente, blocuri și așa mai departe. Bun. La ce ar trebui să fie atenți cumpărătorii, în primul rând? La informațiile pe care le primesc de la agenți, de la alte agenții sau de la dezvoltatori, poate, în mod direct, să le verifice dacă sunt reale pentru a, nu, pentru a evita diferitele probleme la acele construcții. Poate din punct de vedere a actelor, poate din punct de vedere a construcției și așa mai departe. Bun, din punct de vedere a actelor, eu zic că se vede la notar dacă se poate face tranzacția sau nu. Da, dacă dar sunt mulți dintre oameni nu sunt atenți la ceea ce citesc sau ceea ce semnează și este bine înainte de a ajunge la notar să ai aceste informații dacă totul este ok, dacă autorizația se respectă și așa mai departe. Bun, dar altfel nu poate fi întabulat respectivul Exact, spații. dar pot apărea întâzieri Poate acel dezvoltator cere supraietajări sau poate nu a respectat tocmai autorizația și va mai dura uh, perfecționarea actelor. Uh, mă refer doar ca timp, nu neapărat că nu se poate face acest lucru. Da. Dar este bine de a clientul să afle acest lucru înainte de a lua decizia de a cumpăra, pentru că astfel economisește timp și bani. Asta presupunând că achiziționează un, o locuință nouă, care nu este finalizată eventual. Exact și în cazul locuințelor vechi care Ca locuințele sunt deja vechi dacă locuții... trebuie foarte mare atenție la că uh, acel proprietar a refăcut actele pe acel apartament. Poate apartamentul a fost cumpărat acum 25-30 de ani. E, actele trebuie refăcute, intabulate noi și așa mai departe. Iar asta la fel necesită o perioadă de timp care este importantă din punctul meu de vedere. Uh, bun uh... De ce ar trebui refăcute actele? Se Trebuie refăcute conform noilor uh, reglementări. Intabularea trebuie să fie actualizată, schița apartamentului trebuie să fie actualizată. Actele, în general, uh, trebuie reverificate a apartamentului respectiv. Uh -huh. Dar dacă nu s-a făcut nicio modificare, până la urmă sunt valabile se și refac. cele care erau. Se, se refac, se refac schițele, se refac intabulările. Am înțeles. Cam cât durează aceste proceduri? Depinde de oraș. În Iași, undeva între o lună și două luni. Depinde da. foarte mult de programul primăriilor. Așa. Dacă ar fi să le transmiteți ceva telespectatorilor, acum în încheierea emisiunii? Le transmit decizii înțelepte. <laughs> <laughs> și cam atât. Să ia decizii înțelepte în orice. Da. Am înțeles. Bine atunci, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Încheiem nu înainte de a-i mulțumi doamnei Alina Nechifor pentru coafură, doamnei Lidia Ilaș de la Gossip and Beauty pentru manicură și machiaj și magazinului Nisa pentru vestimentație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!